Goji este un fruct asiatic de culoare roșie, original din Himalaya, ce datează din anii 800, produs de o specie de arbuș din familia Solanaceae. Goji înflorește în luna iunie și fructifică începând cu luna august. Fructele sale sunt mici, de 1-2 cm lungime, alungite, dulci și pline cu semințe în interior. Goji a reprezentat un pilon important al medicinei tradiționale chineze. Recent, oamenii de știință au descoperit că fructul de goji este unul dintre cele mai bogate în nutrienți. Dacă sunteți pasionat de grădinărit și vă tentează să aveți acest arbust în propria grădină sau balcon, aflați că nu este deloc complicat. Nu este pretențios și se adaptează relativ repede la condițiile diferite de mediu. Momentul ideal al plantării acestui arbust este primăvara și toamna târziu. În timpul iernii, goji rezistă cu ușurință temperaturilor scăzute. Puteți să-l puneți pe terasă afară, neapărat să fie într-o zonă în care să nu fie foarte aproape de geam, deoarece se creează efectul de seră și or să fie probleme vara. Cu cât e mai depărtat de geam, cu atât mai bine, și geamurile deschise să se aerisească destul de bine. Operațiile de tăiere sunt cele mai importante și de ele depind fructificarea arbustului goji. Rețineți faptul că primele tăieri se fac încă din primul an de la plantare. Perioada optimă pentru această operație este iarna sau primăvara de vreme, când planta este în repaus. Dacă nu tăiem planta cum trebuie, una nu o formăm foarte bine și a doua nu produce. Planta de goji produce pe ramură tânără, este ca vița de vie și în momentul în care nu are tăiere făcută, o să se îndesească și nu avem o producție bună. Dacă vedem că ceva s-a uscat, se elimină, nu trebuie foarte multe și nu e bine să lăsăm ramuri care s-au suprapus. Le-am tăiat frumos, venim cu tăierile la ramurile tinere, lăsăm 2-3 ochi. Nu-l lăsăm să crească în sus deloc, venim și retezăm. După ce am făcut tăierea, stropirile care se fac, sulfatul de cupru, uleiul horticol și, pe urmă, din 3 în 3 săptămâni putem să-i dăm cu îngrășământ foliar pentru o rezistență mai bună și are și ei nevoie de îngrășământ. Deoarece își păstrează aceleași gene prin butășire, și avem plante mamă din care înmulțim, sunt plantele care deja au fructificat și ne-au demonstrat nouă că sunt plante sănătoase, nu sunt plante vulnerabile, trec cu bine peste ierni și au producție destul de bună. Și atunci se vede aici, se pun butași selecționați din plantă, se cresc în ghivece, când ajunge la 50 de centimetri se taie vârful pentru a-i stimula creșterea laterală. Specialiștii în domeniu recomandă plantarea acestui arbust exotic în soluri care se autodrenează bine și care au fost îmbogățite cu îngrășământ natural. Arbuștii trebuie plasați la cel puțin 2 metri distanță unul de celălalt, în așa fel încât să aibă destul loc pentru a se extinde. Pentru o dezvoltare bună în fiecare primăvară, hrăniți planta cu îngrășământ natural.